Vorbim tot în această ediție specială și despre cel mai mare scandal în timpul stării de urgență. Procurorii chemați acum să verifice morții. Rudele disperate strigă durere aici la România TV. De asemenea, vorbim și despre un alt dosar în care aflăm că românii sunt otrăviți în plină pandemie. În acest dosar este implicată și o vedetă de televiziune. Este un scandal în care procurorii descind la aceste ore cu lopeți. Deschid morminte în cimitire. Tot la această oră vom vorbi și despre ce restricții rămân în vigoare în starea de alertă, adică după 15 mai se fac analize la Palatul Cotroceni, unde este implicat și președintele Iohannis. Chiar la această oră, într-o ședință extrem de importantă, vorbim și despre ultimele decizii în zona educațională, dar și despre un scandal de fraudă la Ministerul Sănătății. Acolo au dispărut mai multe laptopuri și se face o anchetă la cel mai înalt nivel. La această oră, alături de noi, fostul premier Petre Roman, dar și Anton Hagi. Bun găsit tuturor! Începem însă, doamnelor și domnilor, cu o informație extrem de importantă. Continuă raportarea morților de coronavirus. După mai bine de o lună s-a întâmplat și astăzi. După cazurile din ultimele zile, astăzi avem 3 decese din luna aprilie. Două dintre acestea sunt de pe 1 și de pe 9 aprilie, dar au fost raportate, cum vă spuneam, abia astăzi. Între timp s-au raportat 325 de noi infectări, în timp ce la Suceava s-a depășit pragul psihologic de 3.000 de infectări. Larisa Popa ne oferă chiar acum toate detaliile. Bun găsit, Andreea. Au fost anunțate în această dimineață 9 decese. 3 dintre aceste decese au fost însă înregistrate la începutul lunii aprilie, pe 1, 9 și 13 aprilie. Toate cele 3 decese vin de acolo, din focarul de la Arad, și reacția oficială transmisă de către cei de la Grupul Strategic de Comunicare este că a existat o eroare de comunicare între Direcția de Sănătate Publică Arad și Spitalul Județean Arad, și de aici această întârziere foarte mare. Nu este un caz singular, ne aducem aminte în urmă cu o săptămână că a fost aceea situație, dar cu morții din focarul de la Suceava. Și pentru că tot am adus în discuție Suceava, rămâne principalul focar din țară. Aici, iată, astăzi sunt peste 3.000 de persoane, 3.010 persoane infectate cu noul coronavirus după ultimele date. Așa cum spuneai și tu, avem în ultimele 24 de ore o nouă creștere, o creștere semnificativă, 325 de cazuri noi în ultimele 24 de ore. Bilanțul a ajuns în acest moment la 13.837 și, din păcate, avem foarte mulți oameni în continuare la terapie intensivă, 244 mai exact. Mulțumesc mult, Larisa. Și izbucnește un scandal de fraudă în frunta Ministerului Sănătății. Un șef din această instituție este cercetat pentru dispariția 11 laptopuri. Vorbim despre șeful auditului din minister, care coordonează misiunile de control la spitale și care a fost declarat incompatibil de Agenția Națională de Integritate. Detalii despre acest scandal are chiar acum Mirabela Dumitrache. Bun găsit! Bun găsit, Andreea, bun găsit tuturor. Da, este vorba despre șeful auditului din cadrul Ministerului Sănătății, despre Mihai Constantinescu. Este implicat în acest moment într-un scandal, putem spune. În calitatea lui de șef pe proiect pe fonduri europene, ar fi achiziționat mai multe echipamente, printre care și mai multe laptopuri. Însă, de îndată ce s-a făcut recepționarea acestor echipamente, acestor produse, a început și scandalul, pentru că angajații, în timp ce cărau aceste cutii în care teoretic se aflau cele 11 laptopuri, și-au dat seama că unele cutii sunt prea ușoare și au pus foarte multe semne de întrebări, și atunci, evident, că au deschis aceste cutii din carton și, surpriză, nu au găsit laptopurile pe care teoretic ei ar fi trebuit să le transporte la etajul 5 în cadrul Ministerului Sănătății. Avem și o reclamație, reclamația din partea colegilor din cadrul Ministerului Sănătății, și în acest moment este un dosar deschis la Poliția Capitalei, pentru că nu ies la numărătoare cele 11 laptopuri. Și așa cum ai spus și tu, Andreea, despre acest personaj, despre acest șef al auditului din cadrul Ministerului Sănătății, mai știm de asemenea că în urmă cu 2 ani a fost declarat incompatibil de către ANI, pentru că teoretic deținea două funcții de conducere, ceea ce este ilegal.
Și tot astăzi un incendiu de proporții la un hotel de 9 etaje de la marginea municipiului Arad. Flăcările au izbucnit într-o încăpere destinată bagajelor, unde au făcut un adevărat prăpăd imediat. Holurile clădirii s-au umplut de fum dens. Toate persoanele care se aflau la acel moment în hotel s-au auto-evacuat până la sosirea pompierilor. Salvatorii au reușit să stingă repede acest incendiu, care amenința să se extinde la multe alte camere. Deocamdată nu se știe ce cauză a declanșat acest incendiu. Arhiepiscopul Pimen primește la această oră tratament cu plasmă convalescentă, sânge donat de la persoanele care s-au vindecat de coronavirus, în vârstă de 90 de ani. Acesta se află în continuare în stare critică la Institutul Matei Balș din Capitală. Mircea Sime are detalii. Bun găsit, Mircea! Bun găsit! În cazul lui Pimen, starea sa de sănătate s-a înrăutățit și este critică, spun medicii, însă se așteaptă rezultatul tratamentului cu plasmă. În cazul acestuia au fost administrate 3 doze. Plasma este partea lichidă, incoloră a sângelui și conține anticorpi. Acest tip de tratament a mai fost administrat altor pacienți de la Matei Balș, internați la ATI, și în cazul unuia dintre ei a avut succes. Bolnavul a ieșit de la terapie intensivă, iar ceilalți doi sunt în stare mai bună. Și acum o informație de ultim moment. Plângere penală la parchetul general în cazul morților de coronavirus. Un ONG a cerut procurorilor să verifice practic toate decesele provocate de COVID și toate rapoartele medico-legale ale autopsiilor. Cei care au depus plângerea spun că există suspiciuni serioase cu privire la numărul real al morților, iar parchetul ar trebui să verifice toate deciziile luate de autorități în timpul pandemiei. Raluca Mândoiu are detalii. Bun găsit, Raluca! Bun găsit! După ce am văzut raportările făcute de grupul de comunicare strategică privind decesele provocate de coronavirus, raportări unde uneori erau anunțate decese care au avut loc în urmă cu câteva săptămâni, reprezentanții Organismului European de Reducere a Riscurilor Asociate Crimei Organizate au făcut o petiție. De altfel, ieri au depus o plângere la parchetul general în care solicitau să se facă verificări cu privire, în primul rând, la măsurile luate de autorități în plină epidemie de coronavirus, astfel încât aceștia solicită anchetatorilor să stabilească dacă hotărârile luate la nivel înalt au fost sau nu corecte și mai ales dacă se impuneau. Totodată, reprezentanții ONG-ului au făcut o petiție și o vor depune mâine tot la sediul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, prin care le solicită procurorilor să verifice toate documentele medicale prin care s-a stabilit decesul celor care au fost diagnosticația cu coronavirus. De asemenea, se solicită și verificarea tuturor rapoartelor medico-legale și a autopsiilor. Așteptăm, desigur, să vedem la ce concluzie vor ajunge anchetatorii și mai ales dacă vor lua în calcul această petiție și vor începe urmărirea penală in rem în acest caz. Eugen Chiracu, un reprezentant al acestui ONG și jurnalist de investigație în același timp și el în direct cu noi. Bun găsit, Eugen! Explică-ne de ce această petiție, adică înțeleg că vreți chiar să vedeți documente ale autopsiilor, deși știm cu toții că în multe cazuri acestea nu s-au realizat. Bună ziua, bună voastră și telespectatorul dumneavoastră. O mică rectificare față de ce a spus colega dumneavoastră. Vă rog. Plângerea încă nu este depusă la parchet. Este în curs de finalizare astăzi. Are deja numărul de înregistrare al organizației noastre 212 pe 5 a 4-a. Noi am vrut într-o prima fază să înțelegem dacă suntem singurii care gândim în această direcție sau și cetățenii României au același punct de vedere. Până la acest moment, de la momentul lansării petiției, că s-a fost scopul petiției, s-au înregistrat deja 400 de cetățeni care au semnat că sunt de acord cu depunerea acestei plângeri. În fapt, nu este plângeri, ci este o sesizare penală. Dar de ce vreți lucrul acesta? Adică ce vă deranjează pe voi? Că în spatele unei realități trebuie să existe și o motivație. Care este motivația voastră? Absolut clar. În data de 13 a 3-a
2020, da, pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică a fost ridicat un protocol publicat în Monitor Oficial numărul 207, care specifica managementul în caz de deces al pacienților, o chestiune care nu ne-a atras atenția încă de atunci. Primul paragraf al acestui protocol specifică că în cazul în care se confirmă sau se reconfirmă un diagnostic de infecție cu noul coronavirus, evoluția fiind urmată de deces, autopsia medico-legală a cadavrului pentru a confirma sau preciza sau completa diagnosticul clinic de deces nu mai este necesar. De asta am și invocat de la început și haideți să vă mai arăt ceva, doamnelor și domnilor, înainte să trecem și la ceilalți invitați. Avem un caz concret. Am arătat-o și ieri aici la România TV pe o doamnă care a avut un deces în familie produs la Sfântul Ioan, un spital din capitală, și femeia acuză că parte din conducerea acestui spital vrea să considere deces de coronavirus moartea bărbatului domniei sale, care s-a produs în urma unui infart, și la testul acesta de COVID bărbatul a ieșit negativ. Astăzi văduva a reușit să obține și rezultatele testului și va depune trupul neînsuflețit la capelă. Rezultatul este negativ. Vă referiți la testul pentru COVID-19? Exact, exact, este negativ. Uitați dacă se vede cumva. Negativ. Și ce mai scrie? Care este cauza decesului? Infarct miocard. Cauza decesului, stop cardiorespirator, insuficiență renală. Acum l-am identificat, mi-au dat costumul de protecție adecvat și deci știu sigur că este soțul meu. Și v-a explicat și de ce a turnat formul? A zis că asta este procedura în cazul celor care au suspiciuni. Sunt suspecți. Deci la momentul acela când i-a fost turnat formul, dosul dumneavoastră era suspect. Da, încă nu sosise rezultatul. Rezultatul a sosit abia după câteva ore. Este adevărat că s-au făcut asupra noastră presiuni ca să îl treceți pe acea listă cu cei infectați cu COVID? Da, mi-a zis, doamnă, deci noi nu putem să vi-l dăm atâta timp cât el are, și dumneavoastră asta semnați că el are COVID. Fără să vină rezultatele? Fără să știu rezultatul, în primul rând. Îl voi depune la capelă, fiindcă am tot dreptul, având și certificatul. Domnule Roman, de fapt ce se joacă? Pentru că dacă ne uităm pe statistici, România în toată Europa de Est, unde sunt mai puține îmbolnăviri decât în vest, România este campioană la morți. Iar secretarul de stat din Ministerul Sănătății spunea ieri că 80% dintre cei care au murit și au fost declarați morți de COVID, probabil că au murit din cauza afecțiunilor aferente. Bine, așa este. Infecția cu COVID provoacă sau exacerbează niște maladii, niște stări de regulă, niște stări de îmbolnăvire preexistente. Aici nu e nicio noutate. Pe de altă parte, aveți dreptate că în zona aceasta în care se află România, central și este europeană, în jurul nostru sunt țări cu mult mai puține decese. Ungaria, Serbia, Slovacia, Cehia, inclusiv Polonia, care are o populație aproape dublă. Polonia e mai jos. Ucraina are o populație de 50 de milioane și numărul morților e mai mic decât în România. În fine, asta pentru ca să nu mai auzim că la noi, mă rog, cei care conduc au făcut minuni. E pur și simplu odată norocul zonei. Am citit mult pe tema asta și deocamdată nu există concluzii științifice care să fie clare de ce zona aceasta e mult mai puțin afectată decât vestul Europei. Nu știm încă. Unii specialiști spun din cauza pozitivă aici acelor vaccinuri pe care în zona est-europeană toată populația a fost obligată să le facă. Nu știu dacă e o teorie definitivă, dar este o logică.